Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Schimbările vor izbucni în viața ta. Te poți baza pe sinceritatea alesului. Mulți oameni vor dori să iasă din oraș și să se relaxeze în compania ta bună. Vor fi perspective în afacerile financiare? Nu rata ofertă profitabilă. Dragoste. Martie va adăuga condiment în relațiile balanței. Acum sunt probabile scene vii de gelozie, certuri violente și apoi împăcare. Vei beneficia chiar de manifestarea unor circumstanțe, pentru că după aceea vei începe să ai mai multă încredere în partenerul tău. Astrele te sfătuiesc să nu iei decizii cu privire la despărțire, ci să iei poate doar o pauză pentru a gândi ceea ce este important pentru tine în acest moment. Balanța singură va căuta impulsiv relații, mai ales că la orizont sunt multe cunoștințe noi. Din păcate, acum soarta nu ți va oferi șansa de a întâlni a doua jumătate, dar relațiile pentru divertisment sunt destul de probabile. În luna martie, petrecerile pe care decizi să le organizezi vor avea succes. Acceptă cu recunoștință toate darurile destinului pe care ți le pregătesc astrele. Sănătatea. În cea mai mare parte a lunii martie, vei putea să te menții în formă bună. Ai tendința de a-ți supraestima abilitățile, ceea ce poate duce la reniri și oboseală severă. Respectă măsura în toate, nu te supraîncărca cu efort fizic și nu sta prea multe la muncă. După 20 martie, există o probabilitate mare de exacerbare a bolilor cronice vechi. Ai grijă deosebită de coloana vertebrală și de articulații. În martie, balanței se recomandă masaj și orice procedură cosmetică. Ai grijă de corp, mergi la curățarea pielii și lucrează la imagine. Operațiunile și procedurile planificate vor fi finalizate cu succes. Dacă vrei să renunți la obiceiurile proaste, atunci cel mai bun moment pentru a începe această perioadă este între 10 și 16 martie. Este posibil să trebuiască să adresezi această problemă unui specialist și să fii ajutată cu medicamente. Banii. Îți va fi de două ori mai ușor să faci față sarcinilor de la locul de muncă dacă alegi un partener bun pentru tine. Acum nu ar trebui să te bazezi doar pe propriile forțe. Ai tendința de a face greșeli dureroase care te pot costa bonusuri. Dorința de a idealiza totul în jur îți poate supraîncărca sistemul nervos și te poate duce la epuizare. Nu permite acest lucru. Tot în martie, este mai bine să nu faci promisiuni false. În chestiuni financiare, balanța se poate relaxa în sfârșit. Vei putea să-ți iei la revedere de la datorii anterioare și să te întorci pe drumul cel bun. În sfârșit, vei închide o problemă materială de lungă durată cu privire la rude. Deși situația se va îmbunătăți, ar trebui să ții cont de costuri pentru a continua să rămâi pe linie de plutire. Nu ar trebui să cumperi imobile în primele zile ale lunii, dar la sfârșitul lunii martie, orice tranzacție va avea succes. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!